Domnul ministru David, bună seara. Bună seara. Ați avut ocazia să și vedeți ce am discutat până acum? Sigur, am urmărit dezbaterea dumneavoastră și aș vrea la bun început cu o precizare. Din punctul meu de vedere, lucrurile trebuie văzute în următoarea perspectivă, că legea este una singură pentru noi toți și că toți suntem egali în fața legii, iar poliția este chemată să aplice legea indiferent de persoana pe care o are față. Și în acest punct de vedere, eu îmi exprim convingerea că în ancheta care este în curs de desfășurare acum, la nivelul ministrului și a lui general al Poliției Române, toate aspectele ridicate. Domnule David, din ce s-a adăugat la această anchetă până acum, domnule David? Din ceea ce s-a adăugat ca informație la aceasta până la ora la care iată realizăm această emisiune, mi se pare că sună acum ora aproape de miezul nopții, dumneavoastră la prânz. O citit exact. Din informațiile care le avem declarate, acest accident este o ponare ușoară care nu comporta prezența politică și a putut fi raportată ulterior. Afirmația este corectă, se referă la cele două declarații ale celor implicați în accident, declarații care au fost date în lui de poliție și care consemnează exact cele pe care le-am susținut. Când am făcut cea declarație, eu nu am avut la dispoziție de cele două declarații din procesele verbale, verbal de constatare, care a fost întocmit cu constatator. Domnule Miro, domnul Turci, Cescu exprima dubii, se întreba dacă nu cumva domnul Orban v-a sunat direct pe dumneavoastră. V-a sunat sau nu? Nu am avut nicio conversație telefonică cu domnul Orban și nu am ocazia să mă întâlnesc cu această vedință cu ocazia Parlamentului. Întrebarea a doua. Ascult caseta de la Serviciul de Transmisiuni Telecomunicații Speciale? Din păcate nu am apucat să ascult această înregistrare. Ea a fost pusă la dispoziția colegilor care efectuează verificările, am dispus și dat o rație la aceste verificări s-au depus să serii, nu am apucat. Dreptul legal să o ascultați de la poliție? Nu știu, m-am cuprit de la această chestie. Cred că aveți, domnule, ofițer de poliție și dumneavoastră sunteți superiorul lui cel mai de sus, spre că da. Vor fi probleme, dar nu știu, asupra efectelor. Nu, eu s-o ascultați, pentru că în felul ăsta veți descoperi că de la 13 minute de provocați. Vreau pentru liniștit, așa. Eu de mulți alții ne primi. Vreau să vă mai întreb, vă mai gândiți-te bine. V-a sunat domnul Ludovic Orban imediat după producerea accidentului? Nu, vă asigur că nu am avut nici un telefon din partea domnului Orban, nu am avut nicio conversație telefonică cu acest. În ultimele 3 zile, de la momentul producerii accidentului, cu câteva zile, de ce să rediscut faptul că așa o conversație cu Ludovic Orban? Dacă control va descoperi abatere la în legătură cu transparența accidentului unui demnitar, veți lua măsuri să... Măsurile vor fi cele mai drastice cu putință. Am spus de la bun început că plec, dar că suntem toți egali în fața legii. Controlul pe care l-am dispus urmărește verificarea modului în care poliția intervenit la sistemul de urgență 1-2, precum și urmirea procesului verbal. Domnule ministru, dumneavoastră conduceți această structură din poziția de ministru de interne, conduceți această structură numită Poliția Română. E o structură care de duminică, de la ora 14 și 30 de minute, sistemul 112 a fost raportat acest incident, n-a mișcat vreme de ape 40 de cât atât. Trebuie să recunoașteți că dacă nu a în pre tot acest scandal